În această dimineață doresc să vă aduc un mesaj, o predică din Cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, din Cartea 2 Cronici, capitolul 25. Îngăduiți-mi să vă spun de la început că vreau, din toată inima și cu tot sufletul, să vă dau o predică bună. Dacă s-ar putea, chiar foarte bună. Asta e intenția. Dacă nu o să iasă chiar așa până la capăt, măcar să vă aduceți aminte la sfârșit că fratele Levi a vrut să vă dea o predică foarte bună. Și o să ziceți ori una ori alta, măi, a fost o predică bună sau a vrut să fie o predică bună, de la caz la caz. Zilele trecute am petrecut la Bistrița și am fost, să zicem așa, în business, de dentist. Și eu și Minodora ne facem niște lucrări acolo și am fost la dentist. Mie mi-a fost frică de dentist mai rău ca de securitate toată viața mea. Și tocmai pentru că nu m-am prea dus la dentist și i-am ocolit, a trebuit acum să îndur mai mult. Într-una din zile am stat 4 ore la un dentist pe scaun. 4 ore. Înainte o oră jumate la altul. Și de ce vă spun eu asta în introducere este că nu mi-a plăcut nimic din tot ce a fost acolo. Freze, raboteze, firieturi, anestezii, dureri, nu mi-a plăcut nimic. Dar a fost nevoie de totul ca să mi se facă bine. Câteodată când se predică, sunt lucruri care nu ne plac, care un pic ne zgârie la ureche, ca și freza dentistului. Dar chiar asta trebuia predicat? Dar oare de ce și trebuia să ne spună și asta? Poate că nu ne place, nu ne face happy, dar ne face bine. Știți, predicatorul este uneori ca un medic, ca un doctor, care nu-ți dă medicamentele nici care îți plac ție, nici care îi plac lui să le dea, ci îți dă medicamentele după cazul tău, după situația ta, după nevoia ta. Și noi ne rugăm întotdeauna pentru această călăuzire a Duhului Sfânt, ca dincolo de ce am vrea noi să vă spunem, dincolo de ce am vrea ce ne place nouă să vă spunem, sau ce v-ar place vouă să auzim, Dumnezeu să dea călăuzire și peste vorbitor și ascultător, ca să primim ceea ce îi place Lui, să ni se dea ce îi place Lui și să ne facă nouă bine. Iar noi să ne deprindem să ne placă ce ne face bine. Amin. Câteodată copiii trebuie să îi înlocuiască pe părinți și e o mare provocare. Dar nu e o provocare mai mică și când părinții trebuie să îi înlocuiască pe copii. Sper să scot bine până la capăt, mai ales că în urmă cu vreo lună de zile o familie din Austria au venit la New York, au petrecut cu noi vreo 10-12 zile, ei sunt din Brebi, din Biserica Baptistă din Brebi, știu de copii, când țineam studii biblice cu tineretul, erau acolo în biserică, sora e o verișoară al doilea de-a mea și ei mi-au spus printre altele, băi Levi, știi, familia așa e, sper tu, chiar că ești mai tineri, ne-am simțit foarte bine, noi ascultăm programe de la Sfânta Treime și îl ascultăm pe Mihai predicând, pe tine nu te-am mai auzit de la nunta noastră. Asta a fost de 20 de ani. Nu te-am mai auzit de la nunta noastră, nu mai știm cum predici, dar după cum îl ascultăm noi pe Mihai, cred că trebuie să te pregătești și să strângi vreo câteva găuri la curea ca să faci față. Acum nu știu cum o să fie, dar eu am mai strâns o gaură curea mai mult decât când predic la New York. Haideți să încercăm să zicem că asta a fost salutul, nu? Să intrăm în introducerea predicii. Când se citește un text, vine inevitabil întrebarea, mi-o pun și eu, am frați musafiri, păstori, le dau loc să predice și vin cu un text din 2 Cronici, de pildă, ca să nu vorbim cântarea cântărilor. Și zic, oare de ce a citit textul acesta? Oare de ce a trebuit tocmai textul acesta? Și poate când fratele Boldus a citit 2 Cronici 25 și vouă vi s-a ridicat această întrebare, măi, duminică dimineața, chiar 2 Cronici 25 nu putea fi din Evanghelie, din Noul Testament? Și am să vă răspund cu asta, la asta cu o întrebare. De ce nu Cronici 25? De ce nu un text istoric? Și 3 argumente am să vă aduc din Scriptură
care sunt date prin trei versete pe care aș vrea să le considerați nu numai cu privire la predica de astăzi, ci să le aveți întotdeauna în minte, fie că citiți Biblia, fie că cugetați la Cuvântul lui Dumnezeu sau ascultați o predică sau citiți o predică. Și aceste trei versete ne învață și descriu atitudinea noastră, ce atitudine trebuie să avem față de orice text care se citește din Scriptură și din care se predică. Primul este la 2 Timotei, capitolul 3, 16 și 17. Ascultați! Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să ne învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Cuvântul cheie de aici este toată. Toată Scriptura, de la Geneza până la Apocalips, inclusiv Levitic și Numer, nu? Cât de des citiți din Levitic? Câte versete de aur aveți din Levitic? Eu citesc mai mult, că eu-s Levi din Levitic, nu? Fiecare avem cărți favorite, fiecare avem psalmi favoriți, versete de aur personale, dar toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. N-avem voie să manifestăm o selectivitate din asta arbitrară și să alegem numai ce ne place. Toată Scriptura este pentru noi toți, ca bărbații din poporul lui Dumnezeu, femeile din poporul lui Dumnezeu, tinerii și tinerele, băieții și fetele, să fie înțelepți, învățați, destoinici, cuminți, neprihăniți, sfinți, plăcuți lui Dumnezeu. Și la toate acestea spunem, amin. Apoi, 2 Petru 1, 20 la 21. Fiindcă mai întâi de toate, trebuie să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește, nu se explică singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. De la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Asta înseamnă că 2 Cronici 25 nu este doar un capitol de istorie a poporului lui Israel, ci este ceva care Dumnezeu, prin oameni sfinți, mânați de Duhul Sfânt, a pus în Scriptură ca să ne slujească și nouă. Ca învățătură, ca exemplu, ca îndrumare, ca încurajare sau ca mustrare, de la caz la caz. Iar 1 Corinteni 10 cu 11 se aplică în mod special acestui text și în mod special asupra Vechiului Testament, că uneori noi avem tendința să respingem o mare parte a Bibliei. Da, frate, asta e din Vechiul Testament. Asta e din lege, asta e din proroci. Noi cu Evangheliile și ceva epistole pe acolo, așa, nice, ca un cafe latte sau un cappuccino. Nu ne da nouă din astea grele, cu jerfe și cu știu eu ce. Ascultați, 1 Corinteni 10, titlul primului paragraf din capitolul 10 este pilde sau exemple din Vechiul Testament. Și capitolul acesta 10 din 1 Corinteni, scris de Pavel bisericii din Corint, scris neamurilor, scris nouă, este de fapt o privire retrospectivă în istoria poporului ales, poporului Dumnezeu. Și cuvântul spune, aceste lucruri li s-au întâmplat ca să le slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, au fost scrise pentru noi peste care au venit sfârșiturile veacurilor. 2 Cronici 25, după interpretarea lui Pavel, nu este un capitol scris doar pentru evrei ca să-și cunoască istoria, ci este un capitol scris și pentru corinteni și pentru zălăuani ca să ne slujească nouă de învățătură. Din cuvântul lui Dumnezeu, învățăturile toate se pot împărți în două categorii mari. Ce să facem și ce să nu facem. Foarte simplu, foarte clar, două mari categorii. Învățături prescriptive, ce să facem, ni se spune, ni se poruncește ce să facem, și învățături în care ni se poruncește ce să nu facem. Aceste trei versete, dragii mei, eu le văd ca trei axiome. În matematică discutăm de axiome sau postulate, care sunt niște adevăruri esențiale, absolute, absolut necesare pentru o bună înțelegere a Scripturii. Dacă stau de vorbă cu cineva și nu subscrie la aceste trei versete,
La aceste trei axiome de interpretare a Scripturii, nici n-am ce să stau de vorbă. Nu mă interesează cât de școlat, cât de îndoctorat, cât de îndoctrinat este, pentru că numai cine înțelege Scriptura în felul acesta, în felul care a fost scrisă, o poate înțelege cum trebuie și o poate aplica în viața lui corect. Scriptura nu e o literatură doar, da, este și literatură, dar Scriptura nu e o istorie, Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Pâinea vieții, apă vie, pâine și apă pentru suflet. Nu trăiește omul numai cu pâine și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Aș vrea ca predica de această dimineață, textul acesta, să ne fie de folos, să ne învețe, să ne îndrepte, să ne corecteze, să ne facă înțelepți și destoinici pentru orice lucrare bună. 2 Cronici 25 este un exemplu și o pildă pentru învățătura noastră. Împăratul Amația a ajuns pe tron la vârsta de 25 de ani. Mai tânăr decât mulți dintre noi și sigur mai în vârstă ca mulți dintre voi, ăștia tineri. Tineret 1 și tineret 2. Voi sunteți o biserică foarte tânără, numai din tineri. Cei mai mulți sunt tineret 1 și eu cu fratele Avram, noi intrăm la tineret 2. Dar tot tineri se cheamă că suntem. La 25 de ani a ajuns împărat. La 25 de ani numai că s-ai făcut armata și ai terminat facultatea, nu? Și omul acesta este un personaj foarte important și plin de contraste și de antiteze. Viața lui este interesantă și e o bună pildă pentru noi. De la el învățăm foarte bine ce să facem, ce aduce succes, ce aduce binecuvântare și ce să nu facem, ce conduce la eșec și la faliment. Privim în 2 Cronici 25 la împăratul Amasia și putem lua o pildă bună pentru o mare parte a vieții lui și putem lua un exemplu de avertizare cum să prevenim eșecul. Cuvântul spune că în versetul 2, el a făcut ce este bine înaintea Domnului. El a făcut ce este bine înaintea Domnului. Foarte frumos, foarte frumos să se spună despre cineva. El, ea, a făcut ce este bine înaintea Domnului. Fratele Bolduț face ce-i bine înaintea Domnului. Fratele Iuliu, la fel. Fratele Levi se silește și el. Surorile, la fel. Să facem ce este bine înaintea Domnului. Și dacă atât ar spune, n-ar putea fi mai bine. Dar cronicarul ne mai dă niște detalii. Și acestea sunt un pic mai întunecate, mai umbritoare. Dar cu o inimă care nu era în totul a lui. Nu era în totul a Domnului. Împăratul Amasia deci apare ca un om care face bine înaintea lui Dumnezeu. Trăiește cu frică de Domnul. Ia în considerare legea Domnului, se călăuzește după cuvântul Domnului, dar cu o inimă care nu-i toată a lui Dumnezeu. Este un om cu inima împărțită. Iubește pe Dumnezeu, dar iubește lumea. Îi place cuvântul și legea Domnului, dar îi place și lumea. E mare primejdie să ai o inimă împărțită. Oricum o împarți, nu poate fi bine. Dumnezeu spune, fiule sau fiico, dă-mi inima ta să fie toată a mea. Aduceți-vă aminte de vremea aceea când ați văzut așa băiatul sau fata care ați simțit că ea va fi soția mea sau soțul meu și a simțit că inima vi s-a umplut și v-a crescut tensiunea și altfel bătea tot felul de irregularități, nu? Și când băiatul ți-a spus că te iubește, nu? Și sau te-a întrebat dacă îl iubești. Te-ai mulțumit doar așa cu o declarație în asta? Te iubesc, dar cât de mult mă iubești? Și dacă el ți-ar fi spus, păi te iubesc 50%. 50% te iubesc pe tine. Și 50%, îmi place și de alta sau de altele. Ce ai fi spus?
Get lost, dispar de aici. Nu mă interesează. Poți să fii înalt, poți să fii frumos, să fii deștept. Eu nu vreau o inimă împărțită. Ori mă iubești 100%, ori nici nu mă interesează dragostea ta. Ori îmi dăruiești toată inima ta, nu mă interesează nici măcar 75%, nu? Câteodată și după ce trec ani de căsătorie, tot mai avem așa câte un ghimpe că, măi, când a fost soțul la liceu, a avut un sweetheart, a avut ce știu ce prietenă, sau i-a făcut curte la soția ăla și parcă și niciudă, parcă... Păi dacă ți-ai ales o de nevastă, o fată așa de frumoasă, sigur că au băgat-o și alții în seama, au observat-o. Dar problema este că vrem inima în întregime. Nu cred că există nicio excepție. Bărbați, femei, tineri, vârstnici, vrem inima întregime. Nu vrem o inimă care nu-i toată noastră. Nu vrem o inimă care este împărțită. Să știți, e un sentiment normal. Așa este și Tatăl nostru, așa este Dumnezeu. El vrea să-i dăm toată inima. Fiule, dăm inima ta să fie toată a mea. Și când nu dăm lui Dumnezeu toată inima, când mai păstrăm ceva pentru noi, pentru lume, pentru alții, iubim cuvântul Domnului, dar avem și alte pasiuni. Și de unde știm că suntem împărțiți? Simplu, vă spun eu. Închipuiți-vă că joacă România cu cine vrea să joace? Cu Spania, nu? În campionatul european, în finală. Nu am ajuns în finală niciodată. Poate ajungem, cine știe. Dar într-o duminică se întâmplă să joace România pentru locul întâi. Chiar în timpul bisericii. Ce zice? Mă ispita, chiar în timpul bisericii, nu? Ce faci? Stai la meci, să-l vezi în direct, cu toată inima, să-l simți, să-l guști, sau vii la biserică să-ți mărturisești păcatele, rugăciuni de mărturisire, să cânti, să te închini. Ascultă, biserica e de 3 ori pe săptămână. Meciul ăsta e odată în viață, n-a mai fost. Probabil că rămâi la meci. Mi-aduc aminte cu mulți ani în urmă, când a fost Cupa Mondială în America, au ajuns și românii, nu în finală. Că dacă erau în finală, cred că nu mai venea nimeni la biserică. Dar destul de sus. Și mulți dintre frați buni din ăștia, buni, nu așa, chiar și de comitet, au venit mai târziu la biserică. Biserica începe la 6 până la 8, meciul se întâmplă la vreo 7 fără un sfert. Și biserica a fost mult mai plină după 7. Dar cum intrau pe ușe și le vedeam fața schimonosită, care era din cauza unei inimi întristate, știam că România a pierdut. Și fără să-i întreb, ne-am spus, n-ați putut veni la adunare la început să vă rugați pentru echipa României. Poate câștigau. A stat acasă, și-a spăcătuit și uite că au pierdut. O inimă împărțită. Poate fi între biserică și stadion, între biserică și show-ul de la televizor. E studiu biblic miercurea, dar ce telenovelă e miercurea aia care îmi place mie? Și mai stai acasă miercurea, nu mai găsești un motiv. Mai dai vina pe copil, că e obosit sau știu eu ce. Scuze sunt întotdeauna. O inimă împărțită este o inimă care conduce la eșec. Știți ce spune despre Dima, Pavel? Dima este un colaborator al lui Pavel. Merge în misiune cu Pavel. Este de multe ori alături de el, dar până la urmă lucrurile merg foarte rău. Și într-o epistolă scrie căci Dima, scrie lui Timotei, caută să vii la mine, căci Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. O inimă care nu-i toată Domnului, o inimă care e împărțită până la urmă duce la a părăsi credința și calea Domnului. Avem pilda fiului risipitor. Ăsta era în casă, era în biserică. Dar inima lui nu era cu tata. Nu că nu era deloc cu tata. Dar era împărțită. Și o parte era undeva într-o țară depărtată. În imaginația lui el fabula cum ar putea trăi fără tată. După regulile lui, nu după regulile tatălui. Și fiecare de noi am trecut prin faza asta, când abia așteptam să mergem la liceu. Să nu mai fie tata și mama. Deși de la Brebi până la Zalău nu e o țară îndepărtată, numai 13 km. Dar la Zalău, când eram în clasa 8-a, pentru mine era Liberty Land, țara libertății. Să fii la Zalău, domne, să faci ce vrei. Adică nu chiar ce vrei, ce poți până la urmă, dar oricum, să mergi la film când vrei.
Să nu mai îți cer voie de la mama, de la tata, însemna mult. Eu eram cu tata și cu mama. Mi-am iubit părinții foarte mult. I-am respectat și i-am ascultat, i-am ascultat că n-am avut opțiune, n-am avut ce să fac, a fost musai. Dar inima era împărțită. Și de multe ori există ispita inimii împărțite și fiul s-a dus acolo că până la urmă împărțeala asta s-a tot modificat. Tot mai puțin cu tata și tot mai mult cu sara îndepărtată. Și a plecat. Și unde l-a dus o inimă care nu era întru totul cu tatăl? L-a dus la faliment și la eșec. După ce a cheltuit, a trăit ca un mare crai, a tocat banii tatii, a ajuns în faliment, a ajuns purcar. Probabil că se închipuia cine știe ce businessman, ce manager, ce investitor într-o țară străină. A ajuns la porci. O inimă împărțită care nu-i întru totul dată tatălui lui Dumnezeu conduce la eșec, conduce la faliment. Și acesta este personajul și pilda care o avem noi în această zi. Cuvântul continuă să ne spună însă lucruri pozitive, frumoase despre împăratul Amația și ne spune că el a avut succes, câtă vreme s-a călăuzit după cuvântul lui Dumnezeu și ne dă chiar un exemplu. Și ascultați ce spune în versetul 3 și 4. Când s-a întărit domnia în mâinile lui, a omorât pe slujitorii care uciseseră pe împăratul, pe tatăl său. Tatăl lui a murit asasinat. A fost o lovitură de stat și a fost omorât. Când Amazi a ajuns împărat și a avut destulă putere, a luat măsuri împotriva acestor asasini și versetul 4 spune că i-a omorât pe aceștia, i-a condamnat la moarte pe pedeapsa capitală, dar n-a omorât pe fiii lor, căci a lucrat potrivit cu ceea ce este scris în lege, în cartea lui Moise, unde Domnul dă porunca aceasta, să nu se omoare copiii pentru părinți, ci fiecare să fie omorât pentru păcatul lui. Trebuie să înțelegem că în vremea aceea era o practică standard până la urmă și la evrei și la păgâni. Când un împărat ajungea la putere, lichida orice posibilă primejdie. Dinastia rivală era eliminată și oricine reprezenta un pericol pentru el era eliminat. Împăratul Amasia, dacă ar fi omorât pe asasin, pe copii, pe nepoți, să știți că n-ar fi fost judecat de lume. Lumea ar fi zis, așa se face. Așa se face. Comuniștii, când au venit la putere în România, au omorât, au băgat în închisori și au nimicit pe toți aceia care s-au gândit ei că nu numai că le-au fost împotrivă, că ar putea să le fie împotrivă. Așa fac oamenii. Cum spunea Machiavelli, scopul scuză mijloacele. Dar Amasia era un om care cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, legea Domnului. Și spune că a făcut după legea Domnului. A aplicat pedeapsa capitală pentru asasin, dar nu pentru fiilor, fiicele lor, familiile lor, care erau nevinovați. Cineva poate să se întrebe, fratele Levi, dar e important asta pentru noi? Nu e așa de important că aplicarea pedepsei capitale, că nu suntem noi acolo. De așa de important că un împărat care cunoaște cuvântul lui Dumnezeu acționează în probleme de guvernare, în probleme de conducere a țării după legea lui Dumnezeu. Care este implicația și aplicația imediată pentru tine și mine la Zalău, acum în al treilea mileniu, la atâta distanță în timp? Puneți întrebarea. Te călăuzești tu după legea Domnului, după cuvântul lui Dumnezeu, după Biblie, în toate aspectele vieții? Frați și surori, Biblia și cuvântul Domnului nu e de miercuri seara și de duminică seara. Și nu-i numai pentru biserică, este pentru fiecare zi și fiecare aspect al vieții noastre. Dacă ești la școală, trebuie să trăiești după cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ești la servici, după legea lui Dumnezeu. Dacă ești subaltern, după legea lui Dumnezeu. Dacă ești șef, boss, după legea lui Dumnezeu. Dacă ești în concediu, să trăiești după cuvântul lui Dumnezeu, în relațiile cu semenii, cu prietenii, cu dușmanii, cu soțul, cu soția, după legea Domnului. Păi, chiar așa? Păi, chiar așa. Ne poți da un exemplu, frate Levi? Păi, unul simplu așa, la îndemână. Bărbaților, iubiți-vă nevestele voastre. Bine, da. Și când ne irită, păi da,
Dar și când ne supără? Da. Dar și când ne spun ce nu ne place? Mai ales dacă au dreptate, nu ne place? Da. Nu doar să iubești pentru că îți vine să iubești. Iubiți-i pe frații voștri, pe toți? Da. Și pe ea mai secăitori? Da. Dar mai vine cuvântul Domnului, spune iubiți și pe... Wow, pe vrăjmași? Asta nici nu vreau să aud. Predica asta mai bine lipsesc când se predică, să-mi scuză. Ei, când în relațiile cu oamenii acționezi nu după impulsul tău, nu după pornirea inimii tale și te gândești cum așteaptă Dumnezeu de la mine. Am un dușman care mi-a făcut rău. Și știu că mă urăște și îl văd cu mașina răsturnată undeva la Ortelec. Ce fac? Mă opresc, îi fac o poză cu iPhone-ul, să o am, să mă uit la ea și plec mai departe? Sau mă opresc la jos să iasă de acolo, din mașină și în șanț? Nu după sentimente și simțiri, ci după legea Domnului. Și când acționăm după cuvântul lui Dumnezeu, să știți că avem binecuvântarea lui Dumnezeu asupra noastră și asupra familiilor noastre, nu doar în lucruri spirituale, ci în toate lucrurile. Și în lucruri materiale și în lucrurile vieții acestea. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în sensul acesta în cartea Iosua, la capitolul 1, cu versetul 8. Cartea aceasta legii. Să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Vrei să ai succes? Vrei să izbutești? Călăuzește-te după cuvântul lui Dumnezeu. În viața de familie, în relațiile cu oamenii, în relațiile sociale, la servici, în felul în care îți conduci un business. Păi frate Levi, toți înșală, toți mint, nimeni nu plătește taxe. Dacă plătești taxele 100%, zici că ești prost. Auzi, lasă să zică că ești. Să zică Dumnezeu că ești înțelept. Că dacă nu-ți dă El binecuvântare, nu ești binecuvântat. Să știți că și eșecul și succesul sunt în mâna Domnului. De la El vine și înălțarea și de la El vine și scoporârea. De la El vine binecuvântarea și de la El vine blestemul. Pentru Iosua, cartea legii a fost Pentateuhul. Deuteronom, amin. Să începem cu începutul, Geneza, Exod, Levitic, Numeri și Deuteronom. Pentru noi, cartea legii este de la Geneza până la Apocalipsa. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Noi nu citim Biblia ca o literatură, cum am citit Roșu și Negru sau Romeo și Julieta, numai așa că ne place. E adevărat că ne place. E dulce pentru noi cuvântul lui Dumnezeu. Dar citim că ne trebuiește, ne folosește, avem nevoie de El, este viață. Dacă nu mai citești sau asculți o predică, că mă, îmi place cum predică fratele Levi, care are o voce sonoră, și dacă ești obosit nu poți dormi, că strigă tare. Poate mă opresc acum, am fold ochelarii și hai să mergem la o cafea. Că eu vorbesc degeaba și te ascult degeaba, numai că te încântă la ureche. La terminarea unei predici, la terminarea unui studiu, noi trebuie să plecăm la casele noastre, în viața din afara acestor ziduri, cu dorința de a pune în aplicare ce am citit, ce am auzit, ce am învățat, ce am vorbit în toate lucrurile. Legile lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu, să știți, nu sunt arbitrare și capricioase. Adică ce vreau să spun aici este că Dumnezeu nu ne dă niște legi numai să ne pună niște interdicții. Ca un părinte sau care ar fi absurd. Dacă veți citi în Deuteronom 5, nu mai vă las să aveți o mică temă de casă. Acolo se dau poruncile și se justifică de ce dă Dumnezeu poruncile lui Israel. Legi, porunci și rânduieli. Și Moise zice, iată poruncile și legile și rânduielile care m-a învățat Domnul să vi le dau. Ascultă-le, Israele, și păzește-le ca să fii fericit. Și de două sau de trei ori pe acele pagini în 5 și 6 din Deuteronom se arată că scopul poruncilor lui Dumnezeu nu este altul decât să ne binecuvinteze pe noi, să ne facă fericit. Biblia este, dacă vreți, cartea noastră de bună funcționare. Dacă ai o mașină, aici e la mare modă, toată lumea vrea o mașină
pe motorină. Are motorul mai puternic, consumă mai puțin. Dacă asculți de cartea mașinii și nu bași benzină, o să fie bine. Dar dacă n-asculți și bași benzină, noi am avut la New York vreo doi prin biserică, care nu că chiar n-au vrut să asculte, dar n-au citit cartea legii cu atenție. Și când s-a dus la biserică, de la biserică sau de unde a mers la Peco, într-o mașină diesel, au făcut un plin de motorin. Totul a fost un haos. N-a respectat cartea de funcționare. Biblia e cartea după care tu funcționezi normal. Familia funcționează normal. Relațiile dintre soț și soție se desfășoară armonios. Relațiile dintre părinți și copii, copii și părinți, când sunt după Biblie, sunt frumoase. Ca de pildă, Ivi, ce spune Biblia cu privire la copii și părinți? Copiii să asculte de părinți. You agree with that? You see? Numai pentru că mama e drăguță și bai smiciocle, îmi cumpără ciocolată, nu? Pentru că Dumnezeu spune să ascultăm de părinți. Nouă ne spune să îngrijim de ei, să nu exasperăm, să nu întârâtăm la mânie și așa mai departe. Când înțelegem că ce ni se spune în Biblie, fie să facem, fie să nu facem, e pur și simplu pentru fericirea și binecuvântarea noastră, avem altă perspectivă. Nu-i ceva greu pentru noi, nu-i ca o corvoadă, ci e o delectare și e o plăcere. Și haideți să privim mai departe la omul acesta. Câtă vreme s-a călăuzit după cuvântul Domnului și este în prima parte a capitolului, el este oarecum exemplar. Îl vedem că este un foarte bun gospodar, un bun administrator, este un foarte bun governor, guvernează cu înțelepciune, ajunge să aibă o armată de 300.000 din Iuda, 100.000 de soldați mercenari plătiți din Israel pentru un regat așa mic ca regatul lui Iuda, 400.000 de soldați, era o armată enormă. Acum probabil că nu era armata permanentă a țării, era armata care putea fi ridicată la nevoie. Dar era mare lucru. Uitați-vă că, ne spune cronicarul, a plătit 100 de talanți pentru soldații din Israel. Suma de 100 de talanți este o sumă colosală. Nu e vorba aici de monede. Talantul este și uneori unitate monetară, dar este și unitate de greutate. Dacă vă uitați într-o enciclopedie, dimensiunile unui talant variază, dar o medie este undeva la 33 de kilograme. Ori 100 e enorm de mult. Care va să zică că împărăția lui a fost binecuvântată, economia mergea bine, oamenii aveau servicii, serviciile, armata era plătită, tot era foarte bine. Și vine o perioadă de criză, vine o perioadă în care el trebuie să meargă la război. Și Dumnezeu îi vorbește printr-un proroc. Și prorocul acesta vine la împărat și îi spune așa, versetul 7. Un om al lui Dumnezeu a venit la el și i-a zis: împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel, căci Domnul nu este cu Israel, nu este cu toți oamenii aceștia, cu acești fii ai lui Efraim. La divizarea împărăției după Solomon, 10 seminții au constituit Israelul și 2 seminții Iuda. Și Israelul a mers right away în idolatrie și în păgânism. Iuda oarecum au fost mai credincioși, au mai păstrat adevărata închinare și au păstrat ascultarea față de Dumnezeu. Și acum Dumnezeu zice să nu te duci la război cu cei din Israel pentru că ai să pierzi. Și fiți vă rog atenți cum îi vorbește Dumnezeu. A venit un om al lui Dumnezeu la el și i-a zis: dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face fapte de vitejie, să știi că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrășmașului. Căci Dumnezeu are putere să te ajute și să te facă să cazi. Dacă nu asculți și te unești cu cei care nu-L cinstesc pe Dumnezeu, și dacă ai fi super de viteaz, ai să pierzi și ai să cazi. Spune cuvântul, vi-l mai citesc o dată:
Chiar dacă ai face la luptă fapte de viteșie, să știi că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmașului. Căci Dumnezeu are putere să te ajute și să te facă să cazi. Dragul meu, versetul acesta e așa de valabil și astăzi ca și atunci. La Zalău sau la New York, Dumnezeu are putere să te ajute și să te facă să cazi. Să te ridice din orice groapă și din orice vale, din orice nenorocire și din orice faliment. Să spună picioarele pe stâncă, dar tot El are putere să te facă să cazi. Noi ne închipuim că Dumnezeu nu are alt job, alt business, numai să ne tot binecuvinteze. Ascultăm de Dumnezeu, ne binecuvintează, ne ascultăm, ne binecuvintează. Ne silim să trăim o viață sfântă, ne binecuvintează. Trăim în felul lumii, ne binecuvintează. Nu e așa. Aici cuvântul spune clar, Dumnezeu are putere și pentru binecuvântare și pentru cădere. El înalță și El coboară. Și un adevăr ca acesta l-a înțeles chiar un împărat așa păgând și îngust ca Nebucadnezar. Mi-a venit mintea la cap, spune el. Am ridicat ochii spre cer. Am slăvit pe Cel ce trăiește veșnic și am înțeles că Dumnezeu este acela care ridică și coboară pe împărați. Dar nu se aplică numai la împărați. Ți se aplică ție. Succesul tău la școală, la servici, în business, în viață, în orice domeniu, depinde de relația ta cu Dumnezeu. Dacă asculți de Dumnezeu, dacă te întrebi, acționezi eu după cuvântul lui Dumnezeu? Sunt eu creștin și luni și marți și joi? Sunt creștin și la servici? Sunt creștin și la bancă? Sunt creștin dacă sunt judecător sau dacă sunt doctor? Dacă spui întrebarea ca să acționezi în toate aspectele vieții după cuvântul lui Dumnezeu, să știți că Dumnezeu are putere să vă ajute, să ne ajute și să ne facă să cădem. Și vedeți cum împăratul acesta până acum apare foarte sensibil la cuvântul scris, zice, a acționat după legea lui Moise, după cuvânt. Apare foarte sensibil la cuvântul revelat verbal. Unde ne încadrăm noi aici? Păi noi ne încadrăm că ni se predică, nu? Și când ascultăm predica, nu numai că zicem, a, ce nice, ce fain, ce-mi place, abia aștept să-i spun la prietenul meu că ce-ai pierdut, mă, că n-ai venit la biserică. A spus fratele Levi o predică, mai dulce, unsă cu mere de albine, mai bună ca o prăjitură ecler. Fugi de aici cu asta. În timpul predicii, eu și cu tine trebuie să mă gândesc, Dumnezeu vorbește mie, dar eu mă gândesc că îi vorbește lui Radu sau lui Iuliu. Și dacă e pentru ei, nu e pentru mine. Și dacă e numai pentru ei, eu nu acționez pe baza cuvântului. Eu trebuie să ascult cuvântul Domnului și să-mi pun viața în armonie și în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. În toate problemele. În toate problemele. Și împăratul e sensibil și când acest om al lui Dumnezeu îi spune, uitați-vă în versetul 9, împăratul Amasie a zis omului lui Dumnezeu, e dispus să urmeze sfatul, dar zice, dar ce să fac cu cei 100 de talanți? E o sumă colosală cu care am închiriat 100.000 de soldați. Ce să fac cu cei 100 de talanți pe care am dat oasei lui Israel? Omul lui Dumnezeu a răspuns. Domnul poate să-ți dea mai mult decât atât. Domnul poate să-ți dea mai mult decât atât. Frate și soră, atunci când ești ispitit, când circumstanțele te ispitesc să câștigi printr-o declarație mincinoasă, printr-o nedeclarație, printr-o șmecherie românească, nu? Că noi românii totdeauna ne-am descurcat. Înainte de comuniști, sub comuniști, după comuniști, noi dacă n-am progresat, ne-am descurcat. Când e vorba să te descurci cu orice mijloc ca să-ți atingi scopul, dacă tu spui întrebarea, e după cuvântul lui Dumnezeu și te oprești și suferi o pierdere. Nu 100 de talanți, că 100 de talanți noi toți la oaltă. Probabil că nu putem să adunăm și n-avem cum. Dar suferi o pierdere. Să știi că Dumnezeu are putere să-ți dea mult mai mult. O, dar cum Dumnezeu are jurisdicție și asupra business-urilor? Da!
Dumnezeu dă binecuvântarea Lui în toate aspectele vieții. Și uneori ți se pare că pierzi. Și poate pe moment chiar pierzi. Dar El are putere să-ți dea mai mult. Domnul poate să-ți dea mult mai mult decât atât. Și Domnul Iisus spune că cine nu strânge cu mine, ce face? Risipește. Și tot ce nu câștigi cinstit, ci corect, pui niște pungi, în ce fel de pungi? Sparte. Mă, pui în punga aia și tot sper să se umple odată. Și nu se umple cu nimic. Parcă e tot mai goală. Parcă în loc să mergi înainte, mergi înapoi. Pentru că îl excludem pe Dumnezeu din universul acesta, din dimensiunea asta. Credem că Biblia e numai de vineri sau de duminică. Domnul are putere să-ți dea mult mai mult. Și dacă aici s-ar termina capitolul 25, ar fi așa de frumos. Dar textul merge mai departe, ne spune că vine războiul acesta cu edomiții. Amasia are un succes militar deosebit, o biruință mare, multă pradă de război, aur, argint, și ne spune cuvântul că a capturat și dumnezeii, idolii aceștia, al fiilor lui Seir. Acum, acești idoli erau probabil de aur, de argint, din materiale prețioase. Erau o mare valoare monetară. Sigur că erau apoi sub o formă de juvaergiuri, de bijuterii. Erau făcuți de meșteri foarte prețioși. Nu e așa când te duci, așa, noi avem expresia asta în America, window shopping. Adică te duci la cumpărături, dar numai că te uiți în vitrină, mai ales că mergi la magazinele așa de scumpe, din care nu prea ai cum să cumperi, dar sclătești ochii. Am fost odată într-un magazin și erau articole de casă, seturi de bucătărie și m-am uitat într-o parte, cel mai ieftin set de furculițe cuțite, așa o valijoară, ca un diplomat, cel mai ieftin a fost 25.000. 250. Asta era frumușel. Și m-am tot dus așa, window shopping, pe la mijlocul vitrinelor am ajuns la o valijoară la fel de mare, unde setul costa 25.000 de dolari. De 100 de ori mai mult. Și de la 25.000 de dolari nici să mă mai uit, n-am mai avut curaj. Nici să mă mai uit, pentru că ajungeam și la 100.000. În asemenea magazine, intri să te uiți. Poate că n-am curajul nici să intru, dar lucrurile, frumusețea lor, arta lor te fascinează. Măcar să îmi clătesc și ochii. Și când împăratul a luat acești zei, aici vreau să fiți atenți, să fiți cu mine, el nu i-a luat right away cu intenția, mă duc, îi pun în vitrină și eu și nevasta și copiii și guvernul, de acum ne închinăm lor. Erau valori, erau aur, argint, perle, erau valori, erau o pradă de război, era bijuteria națională a edomiților. Fain. Dar erau și lucrați, mă, era artă, era... Cum să te uiți, să duci la un muzeu de artă și te uiți, acolo și te poți dezlipi de la o sculptură și îngheți acolo. Și apoi, treptat așa, progresiv, au ajuns să fie obiecte de închinare și să înlocuiască în inima lui, care era împărțită și care nu era întru totul a Domnului, să-L înlocuiască pe Dumnezeu. Cum? Niște idoli de argint și de aur? Niște obiecte de valoare financiară sau de valoare artistică și estetică, da. Să știți că există acest pericol când ai o inimă împărțită, ca până la urmă Dumnezeu să fie înlocuit în inima ta. Fiule, fiică, dă-mi inima ta să fie toată a mea. Și aici eu îl văd pe împăratul Amasia la vârful, la maximul vieții lui. Viața e așa ca o parabolă, știți? Parabola ecuația de gradul 2. E ca un deal. Și noi ne tot silim să urcăm în vârf, la maximum. Și tare ar bine ar fi să stăm acolo. Dacă am putea să rămânem acolo. Dar cum ne-am urcat în vârf, ce se întâmplă? După urcuș vine coborâșul. Acum asta la nivelul fizic așa este. Voi, unii dintre voi, încă mai urcați. Eu mă silesc să stau acolo. Dacă mai fac vreo mișcare greșită, numai în jos mă pot duce. Că așa se întâmplă, din vârful dealului numai în jos te poți duce. Dar la nivel spiritual nu e așa. La nivel spiritual poate fi și trebuie să fie un progres
Continuă. Și în momentul în care Dumnezeu a fost înlocuit în inima lui de acești idoli, de valorile acestea financiare, artistice, estetice, din momentul acesta a fost, cum zicea Napoleon, începutul sfârșitului. Dumnezeu a trimis un proroc la el. Ați remarcat cât de receptiv a fost el la primul proroc, cu ani în urmă, cu ceva vreme în urmă? Bine, Dumnezeu spune, cred că e așa cum spune, dar ce să fac eu cu 100.000 de talanți care îi pierd dacă... Ascultă, împărate, Dumnezeu poate să-ți dea mai mult. Și-a crezut asta, și-a acționat așa. Era un om care acționa pe baza cuvântului scris și a predicii. Când i se predica, asculta și acționa după cuvânt. Dar a venit apoi turnura aceasta. Și acum când Dumnezeu îi vorbește din nou prin altă predică, atunci Domnul, versetul 15, s-a prins de mânie împotriva lui Amația. A trimis la el pe un proroc, un predicator, care i-a zis: pentru ce ai căutat pe Dumnezeii poporului acestuia, când ei n-au putut să-și zbăvească poporul din mâna ta? E un adevărat paradox. Oamenii pe vremea aceea credeau că acel popor câștigă în luptă care are Dumnezeii mai tari. Și el, ca biruitor, să se facă închinător la Dumnezeii care au fost biruiți. Dar valoarea, arta, seducția lucrurilor materiale, mamona, Dumnezeul banului, Dumnezeul aurului, îl cuprinde pe om, îl înfășoară. Vedeți cum se schimbă atitudinea lui. Pe când vorbea predicatorul, prorocul, Amasia i-a zis: oare te-am făcut sfetnic al împăratului? Pleacă! Care-te! Pentru ce vrei să fii lovit? Câtă diferență între atitudinea lui la această predică și la predica dinainte. Mă gândesc ce atitudine o să aveți voi la predica de astăzi. Păi, tocmai asta trebuia. Așteptam și noi niște știri de la New York să ne spună ceva de președintele Americii, de America First, de Donald Trump și așa. El e nice și bine. Dar asta vedeți voi la știri. Aici este ceea ce avem noi nevoie. Să luăm din lecția de astăzi că trebuie să trăim viața după cuvântul lui Dumnezeu, în toate aspectele. Dumnezeu să fie înainte de orice în inima noastră și dacă ceva mai este acolo care împarte inima, poate fi arta, poate fi sportul, poate fi televizorul, I don't know, poate fi ce vrei tu. Și este, să știi. Și la tine, și la mine. Dacă stăm cu o inimă împărțită, chiar dacă o să facem lucruri bine înaintea Domnului, bune pentru o vreme, chiar dacă o să mergem bine, o să păsim ca Amația, ca Dima, ca fiul risipitor. Poți să fii în biserică cu inima împărțită, poți să fii păstor cu inima împărțită și să o sfârșești prost. De aia spune Biblia, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire. Amația este un om care a început așa de bine și a sfârșit așa de rău. A început așa de frumos și a sfârșit așa de urât. Așa este evoluția oamenilor cu inima împărțită. Pare că e frumos, cântă frumos, mai ceva ca niște artiști, predică ca niște oratori și undeva pe drum, după ce ajung la maxim, în glorie chiar, cunoscuți, o iau pe povârnișul dealului ca Amația. S-a mândrit, s-a îngânfat din cauza succesului. Dacă îți dă Dumnezeu succes și îți dă Dumnezeu reușită, ai grijă să fii modest. Toți crede că suntem deștepți. Toți crede că suntem frumoși. Și adevărul e că noi românii suntem tare frumoși și deștepți. Uităm în oglindă, se vede și frumusețea și deșteptăciunea. Modestia nu se prea vede. Smerenia nu se prea vede. În momentul în care ne prinde un duh de mândrie, fie că e vorba în probleme spirituale, fie că e vorba în probleme materiale, mai harnici ca noi nu-i nimeni, mai deștepți ca noi nu-i nimeni, cum știm noi să facem mai nu-i nimeni, și așa mai departe, să știți că intrăm pe o bandă foarte, foarte periculoasă. Mândria merge înaintea căderii. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Puneau niște oameni din Topa, de lângă Cluj,
despre Ioan Alexandru. Cine ar fi crezut vreodată că din copilul ăla care se urca prin toți merii de pe acolo și era îmbrăcat așa ca la țară, o să iasă omul care a ieșit? Dragilor, l-am avut pe Ioan Alexandru în biserică de câteva ori. L-am avut în casă de câteva ori. Am umblat cu el când era în Parlament, când era senator, profesor universitar de ebraică și greacă la București, scriitor, e unul din puținii români care are pagină în Enciclopedia Britanică. Încă noi n-am ajuns acolo. Bine că n-am ajuns, că poate noi ne-am gânfat. Și totuși, un om care e acolo în vârf, era așa de umil, așa de credincios. L-a întrebat cineva: domnul profesor, câte limbi vorbiți? Acum dacă preda ebraică și greacă și mai vorbea și românește, măcar trei, nu? Și a luat doctoratul în Germania. 4. Și probabil de la 6 în sus. Și știți care a fost răspunsul acestui mare om? În tinere mă silesc să vorbesc corect românește. Wow! Extraordinar! L-am așteptat la aeroportul Kennedy, a venit împreună cu băiatul lui. După ce ne-am îmbrățișat, am vrut să iau geanta, să mergem la mașină. Părinte Marian, nu, stai! Și-o fi vrând. Și-a luat căciulă, căciulă de asta, așa, cum umblăm noi aici, în Ardeal, nu? Cine știe ce pică. Nu, nu. A pus căciula, hai să ne rugăm. În aeroport? A fost prima dată când m-am rugat în aeroport. Dar nu numai așa în gând. Ioan Alexandru, fratele Levi și feciorul lui și-a ținut o rugăciune de aia, cam cât o predicuță, de mulțumire. Wow! Un asemenea om. Da, un asemenea om. Care când a ajuns sus, umble tot cu Dumnezeu și este tot smerit. Și viața unei asemenea om este un succes. Nu vreau să insist mult la sfârșitul lui. Sfârșitul lui Amasia este o catastrofă. Israel bate pe Iuda, zidul Ierusalimului distrus, toată visteria luată, toți banii luați și Amasia rămâne un timp lung, poate chiar mai mult de 15 ani, dar cel puțin 15 ani, să trăiască în faliment și să trăiască în eșec. Și știi de ce îi dă Dumnezeu anii ăștia? Că îl putea lua, îl lua de urechi să-l ducă la judecată. Îi dă să se pocăiască. Dar împăratul Amasia nu se pocăiește. 15 ani nu-i ajunge să se pocăiască și se încheie capitolul cu un atentat asupra vieții lui. El este asasinat și moare. Un om care a început bine, care a mers bine, care a avut parte de binecuvântare și care a avut succes. Câtă vreme? Atâta vreme cât a acționat după cuvântul lui Dumnezeu. Atâta vreme cât a fost receptiv la cuvântul lui Dumnezeu. Când a schimbat direcția, s-a călăuzit după mintea lui, după plăcerile lui, după impulsurile lui, eșecul a fost garantat. Aș vrea să închei repetându-vă doar câteva versete pe care aș vrea să le luați ca pe niște cuvinte de aur. 1. Din versetul 4. Pentru că spune aici, a acționat potrivit cu ce este scris în lege, în cartea lui Moise. Frați și surori, să căutăm întotdeauna, în orice problemă ar fi, să acționăm potrivit cu ce ne învață Biblia. Și la asta aștept să ziceți amin. Apoi, uitați-vă la acest cuvânt minunat, care spune: Dumnezeu are putere să te ajute și să te facă să calzi. Frații mei, orice problemă ați avea, să știți că Dumnezeu are putere să vă ajute. Și ori de cât de sus v-ați urca, să știți că Dumnezeu poate să vă coboare. Dumnezeu are putere să te ajute și să te facă să calzi. Și încă un cuvânt de aur: Domnul poate să-ți dea mult mai mult decât atât. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Domnul poate să-ți dea mult mai mult decât atât.
Caută întâi împărăția. Caută întâi ascultarea de Dumnezeu. În toate aspectele, silește-te să acționezi după legea Domnului. Ai început bine. Ești în casa Domnului. Ești foarte bine. Caută să te ferești de primejdia asta a unei inimi împărțite. Dacă simți că ceva, caută să ocupe un loc în inima ta. Mărturisește Domnului această problemă. Cere ajutorul Lui. Cere biruința de la El. Dă toată inima lui Dumnezeu. Mintea ta dă-o lui Dumnezeu. Poate îți merg gândurile altă dată, altundeva. Uneori în timpul prezent îți merg gândul la casă. Sau eu știu la ce. Doamne, ajută-mă să fac orice gând rob al ascultării de Hristos. Dacă vreți să te asculți provocării mele, veți remarca că ați avut și voi și am avut și eu momente în care inima a fost împărțită. 90, 10%, 75, 25, 50%, nu știu cum. Dar au fost momente când inima a fost împărțită. Mi-aduc aminte, îngăduiți-mi exemplul ăsta la încheiere, eram student, anul 4, a fost o prigoană împotriva studenților la Universitatea din Petroșani. La urmă am fost și dismatriculat împreună cu fratele Ilie Cimpoca și într-o anchetă la securitate și cu cei de la partid mi s-a pus provocarea asta oarecum ca să nu mai predic. Măi, mai ai un an de școală, ce, dacă nu o să predici, o să mergi la biserică, ce o să fie? Și știți că vine diavolul și se împarte inima și mi s-a prins și mie becul, că și eu credeam că-s deștept pe vremea. Și am zis, vă referiți la faptul că să nu mai predic? Și mă gândeam, ce-o fi că nu mai predic un an de zile? Și așa nu eram eu cine știe ce mare predicator. Am un student, student profesionist și predicator amator. Dar frații, în harul lor, Domnul mă mai puneau să predic și aveau răbdare să mă asculte. Și m-am gândit, s-a născut gândul ăsta, de ce ar fi dacă n-aș predica un an de zile? Termină, mi-au diplomă, ajung și un inginer. Așa, cineva, nu? Mare lucru, mare lucru. Și după aia predic să recuperez. Și am zis, vă referiți ca să nu mai predic? Și slavă Domnului că un maior de la securitate a zis, nu mă, să declară aici, să scrii că renunț la toate misticismele astea și la religie. Și am spus, o, nu, eu nu renunț la credința mea. Nu renunț la credința mea, să se lase cine vrea, eu nu las credința mea. Dar știți gândul ăla de împărțială că ce-ar fi să te faci, frate, cu dracu? Până treci puntea. Mă, un an de zile, nu cine știe ce, nu? Mă, o jumătate de ăsta. Până trec la vamă, nu? Până trec la vamă. Știi, scopul scuze mijloacele. Nu scuze nimic și nu reușești nimic. Stai cu toată inima alipit de Domnul Dumnezeul tău. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Cum? Cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău. El are putere să te ridice și să te facă să cazi. El are putere să-ți dea mult mai mult, să te ridice mult mai mult decât te-ai ridicat tu. Orice gând, fă-l rob ascultării de Hristos. Iubește-L pe Dumnezeu cu toată inima ta și caută să trăiești în toate detaliile. După cuvântul Domnului, vei avea parte de binecuvântare, de un prezent fericit, de un viitor fericit și o veșnicie fericită. Amin. 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 Domnul.